Dragi Miri, Gabi și Lidia, stimate familii, iubite biserici, ne bucurăm în această zi cu toată pandemia. Nu ținem cont de asta, ci venim la casa Domnului să ne bucurăm. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Slăvit să fie Domn! Amin. Suntem alături de cei doi, ne bucurăm că pornesc pe un drum pe care Dumnezeu l-a trasat. S-a citit din cartea Începuturilor și este normal să citim din această carte pentru că autorul familiei este Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Lui aparține ideea aceasta foarte bună și întâi de toate ne uităm aici în pasajul biblic și vedem că Dumnezeu este împotriva singurătății. Cel rău vrea ca oamenii să fie separați. Cel rău iubește dezbinarea și neînțelegerea. Copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu Creatorul nostru, a eliminat singurătatea. Nu este bine ca omul să fie singur. În această zi, cuvântul meu se adresează Mirelui și Miresei, dar nu numai, tuturor celor prezenți. Pentru că suntem bombardați cu filozofii în lumea aceasta, cu idei, cu lucruri pământești și uităm de ceea ce este ceresc. Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Iată, dragă Gabi și dragă Lidia, căutați să eliminați singurătatea. Este primul lucru pe care îl subliniază cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea putere, să vă ajute, să înțelegeți că este grea această singurătate și ea trebuie eliminată. Facem tot ce putem noi ca oameni pentru cel care este lângă noi, pentru cea care este lângă noi, să eliminăm singurătatea. Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Asta înseamnă partenerul de viață. Nu sclavul celuilalt, nu șeful celuilalt, ci este ajutorul potrivit. Ce bine să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și dacă ne uităm în Scriptură, găsim cupluri, găsim familii în care cu adevărat Dumnezeu a pregătit ajutorul potrivit. Vă amintesc de împăratul David. Dumnezeu i-a pregătit un ajutor potrivit și el spune, binecuvântată să fie înțelepciunea ta. M-ai oprit în această zi să fac rău, îi spune David lui Abigail. A fost un ajutor potrivit pentru David. Și lista ar putea să continue, Biblia îl prezintă pe Avraam, o prezintă pe Sara și spune că Sara îl numea domnul ei, și într-adevăr Avraam s-a purtat ca un domn. Și este o familie pe care o găsim în Scriptură, dată ca și model pentru familiile de astăzi. Da, dragi miri, fiți un ajutor potrivit. Dumnezeu să vă ajute. Mergem mai departe, iubiți frați și surori, uitându-ne în cartea aceasta a Începuturilor, observăm că Dumnezeu respectă deciziile omului. A adus toate viețuitoarele, le-a trecut înaintea omului și omul dădea nume și orice nume pe care îl dea omul, bărbatul, acela îi era numele. Dumnezeu a respectat decizia bărbatului. În viața de familie, dragi miri, dragi ascultători, stimați familiști, respectați pe cel de lângă dumneavoastră. De multe ori avem probleme, suntem chemați ca și slujitori și trebuie să o luăm de la început, trebuie din nou să așezăm temelia familiei și începem cu respectul pe care trebuie să-l acorzi persoanei pe care Dumnezeu ți-a pregătit-o ca ajutor potrivit. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduierii și implicit a respectului.
Ferice de cine înțelege aceasta, acordând acest respect, la rândul tău ești respectat. Dumnezeu a respectat deciziile omului, a bărbatului. Suntem chemați în această zi să așezăm foarte bine viața de familie, cei care sunt căsătoriți mai de demult să creioneze din nou cum să fie căsătoria, dacă simțiți că au apărut probleme, dacă mai scârție pe aici, pe acolo, problema familiei, familia în sine, veniți la original, veniți la cartea începuturilor și uitați-vă în Scriptură, pentru că aici este modelul pe care l-a lăsat Dumnezeu. Ne uităm aici la prima nuntă, unde Creatorul cu îngerii, cerul a participat la această nuntă și a fost o nuntă binecuvântată, spunea Ioanid, deși au pierdut raiul, au rămas împreună. Adam și Eva au rămas împreună. Mergem mai departe, iubiți frați și surori. Foarte interesant că în cartea Genesei, până la pasajul acesta, citim că Dumnezeu a zis și s-a făcut să fie lumină și a fost lumină, să dea pământul verdeață și a dat verdeață pământul, versetul 12 din Genesa 1, să fie niște luminători care să despartă ziua de noaptea, să dea pământul viețuitoare. Dar când a fost vorba despre familie, Dumnezeu s-a implicat și a luat o coastă, deci a trimis un somn adânc peste om, a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei și din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Ce vreau să vă spun, dragi ascultători, dragi miri? Dacă ne uităm în Scriptură, de exemplu, înmulțirea pâinilor, când Domnul Iisus înmulțește pâinile și hrănește mulțimile, putea să le dea mană din cer. Putea să facă Dumnezeu pe Eva cum l-a făcut pe Adam, din țărâna pământului. Dar când a fost vorba de căsătorie, a luat de la Adam o coastă. Este partea noastră care trebuie să ne-o facem. Oriunde ne uităm în Biblie, Dumnezeu vrea ca și omul să aibă partea lui. Dumnezeu binecuvintează ceea ce noi aducem la El ca să binecuvinteze. David a înțeles și spune în Cartea Sfântă, Doamne, noi îți aducem ce primim de la Tine. Este o parte a noastră, una din coastele Lui. Fă-ți partea ta. Drag mire, dragă mireasă, dragi nuntași, faceți-vă partea dumneavoastră. Începe prin a depune un efort, începe prin a arăta celui de lângă tine, pe care Dumnezeu ți l-a pregătit, repet, ca un ajutor potrivit, începe să îi arăți că te interesează și că îți faci datoria ta. Așa vrea Dumnezeu. Să participăm împreună cu El la lucrările Lui. Să jertfim din sănătatea noastră, să jertfim din bunurile noastre, să fim gata să întindem o mână celor care sunt lângă noi, pentru că în modul acesta Dumnezeu aduce binecuvântarea. O, ce binecuvântare a fost pentru Adam! A exclamat, în sfârșit, cu alte cuvinte, s-a terminat căutarea, s-a gătat cu singurătatea, avea cu cine să vorbească, deși au trecut prin fața lui toate viețuitoarele. Stimați ascultători, dacă ne uităm, vrăjmașul ar vrea să pui în mintea oamenilor ca să fie animale de companie, păsări de companie, pești de companie și așa mai departe. Nu, omul are un ajutor potrivit.
El povestește cu partenera de viață. Bărbatul cu soția lui, soția cu bărbatul ei. Așa a rânduit Dumnezeu. Chiar dacă ne uităm și constatăm că oamenii, diavolul, inventează tot felul de lucruri să-i distragă omului atenția, ca omul să nu se concentreze pe lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, familia, o instituție extraordinară, pentru că două instituții pe care vrăjmașul vrea să le distrugă, una este familia și a doua biserica. O familie credincioasă este ca o mică biserică. Și o biserică duhovnicească trebuie să funcționeze ca o familie. Sunt instituții create de Dumnezeu. Chiar este dat model Domnul Iisus și biserica. Așa trebuie să-și iubească bărbatul soția, cum Hristos și-a iubit, își iubește și va iubi biserica sa, slăvit să fie numele Lui. Așa trebuie să înțelegem în această zi, să ne facem partea noastră, uitându-ne la strategia celui rău, descifrând planurile vrăjmașului și înțelegând cuvântul lui Dumnezeu, făcându-ne datoria unul față de celălalt, în familie, apoi datoria de părinți față de copii, datoria de copii față de părinți, pentru că timpul trece și este un moment în care copiii ajung să aibă grijă de părinți, așa după cum părinții la început au îngrijit de copii să crească mari, este această reciprocitate. Participăm la acest plan măreț al lui Dumnezeu. Suntem la îndemâna lui Dumnezeu. Mergem mai departe, iubiți frați și surori. Cel mai citat verset din Biblie este Genesa 2:24. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Vreau să vă spun, dragi miri, vreau să vă spun, stimați ascultători, că în viața de familie trebuie să mai și renunți. Noi nu suntem identici ca oameni. Specialiștii spun că fiecare individ este special, este unic, dar suntem chemați prin acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru buna funcționare a familiei și pentru buna funcționare a bisericii, că dacă sunt anumite lucruri care ne încurcă, să renunțăm la ele. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Credeți-mă, este nevoie în viața de familie să mai și renunțăm la anumite lucruri care ne-am obișnuit, poate, începând viața de familie, cei doi pornesc un drum nou, așa cum se spunea și este un mare adevăr, dar învățăm să mergem pe drumul acesta cu speranța că vom ajunge cu bine la capăt. Și era un vers foarte sugestiv, poetul spunea: unde-i unul nu-i putere, unde-s doi ia des război, dar puterea în veci nu piere, unde una sunt cei doi. Domnul să îi binecuvinteze, spune aici, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și va face un singur trup cu soția lui. Asta nu însemnează că uităm de tata sau de mama. Este valabil aici și reciproca. Va lăsa și părinții pe cei doi. Îi va lăsa în pace. Apar tot felul de tensiuni și suntem sunați de către parteneri. Chiar ieri m-a sunat cineva și a spus: uite, părinții lui se amestecă, nu ne mai respectă, apar tensiuni. Ce să-i spui unei soții la telefon? Respectă-ți părinții, ai grijă de ei, fă ce poți să faci ca să creezi o atmosferă creștinească în familie. Ar fi trebuit în mod normal să-i sun pe acei părinți și să spun: stimați părinți, lăsați-i în pace. Este valabilă și reciproca.
Dacă spune aici, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, eu spun în această zi părinților, a căror copii a ajuns la vârsta căsătoriei, stimați părinți, lăsați-i în pace. Dacă puteți să-i ajutați, ajutați-i. Dacă vă cere un sfat, dați-l, dar lăsați-i să ducă jugul acesta, ei se formează unul pe altul, au cuvântul lui Dumnezeu, trăiesc o experiență proprie, au un drum lung care le stă în față, puteți să vă rugați pentru ei, puteți să îi ajutați în momente grele, că sunt situații grele când trebuie să ajutați cei doi. Pot să spun și nu exagerez, cei mai săraci oameni de pe pământ sunt mirii care pornesc. Unii zic, noi am pornit de la lingură. Așa e viața asta. Dar ce bine este că împreună să construiești raiul acesta frumos al familiei, să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu, să aștepți intervenția lui Dumnezeu, să ai o zi de poș de rugăciune cu partenerul de viață, să începi o viață de familie, o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Avem aici modele, oameni al lui Dumnezeu, care au strigat către Dumnezeu, s-au ajutat în rugăciune, au venit înaintea lui Dumnezeu, s-au jertfit unul pentru celălalt, au dat dovadă de iubire adevărată. Dacă ne uităm în Scriptură, așa cum vă spuneam, Avraam și Sara, Isaac și Rebeca, parteneri, perechi extraordinare din Scriptură, care ne folosesc nouă ca și model. Dar modelul suprem, și cu aceasta vreau să închei, vreau să îndrept privirile celor doi în această zi și vreau să îndrept privirile tuturor în această zi spre modelul suprem. Pe când eram noi încă păcătoși, biserica lui, el a murit pentru păcatele noastre, numele lui să fie binecuvântat. Vedeți ce dragoste ne-a arătat? Iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Scriptura ne prezintă acest model cu traducere pentru soț, cu interpretare pentru soție și Biblia spune bărbaților, iubiți-vă nevestele ca și Hristos biserica, care s-a dat pe sine pentru ea. Nu țineți necaz pe ele, nevestelor fiți supuse bărbaților așa cum biserica este supusă lui Hristos. Și ce frumos, dragi miri, la sfârșit când ne vom întâlni în împărăția lui Dumnezeu, spune Biblia că Domnul Iisus, mirele nostru, va prezenta această biserică fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta, o va prezenta înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri. Doresc ca la sfârșit, când va fi întâlnirea noastră, când vom primi răsplată din partea lui Dumnezeu, perechea de astăzi să fie tot împreună și fratele Mire, înaintea Sfinților Îngeri și a Cerului, să spună, Tată, aici este iubita mea pe care mi-ai pregătit-o ca un ajutor potrivit, iată, suntem aici, am ajuns, am terminat cu bine alergarea, vrem să fim tot împreună în împărăția ta veșnică. Ce frumos va fi, spune cuvântul că Domnul Iisus se va încinge, ne va servi, vom sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, cu bărbații Scripturii, cu femeile credincioase ale Scripturii, un nor mare. Fiicele voi v-ați făcut, fiicele ei, a lui Sara și a sfintelor femei, așa cum spune în Cartea Sfântă, v-ați făcut dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Fie dar ca deviza familiei care se formează astăzi, mirele și mireasa, soțul și soția, să facă binele fără să se teamă de ceva. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze și numele Lui să fie lăudat. Amin. Amin.